Meciul spectacol și rezultate pe măsură în etapa a doua din Superliga. Șerifa bifata a doua remisă consecutivă în faza a doua. A terminat la egalitate cu Petru Cub 1 la 1. Badolo a deschis scorul pentru gazde după ce a transformat un penalti, iar Jardan a reușit să restabilească egalitatea. Zimbru a trecut de Dacia Buiucani cu 2 0 în derbiul capitalei. Joao Paulini a semnat o dublă. Într-o altă partidă, Bălți a învins pe Milsami cu 1 0. Dedo va marca din lovitură libere cu largul concurs al portarului Timbur. Petru Cub și Zimbru sunt lideri cu câte 4 puncte. Următoarea etapă din super Liga va avea loc la finalul lunii martie.